Buza. Bună seara, auziți? Vă mulțumim că sunteți alături de noi în seara aceasta. Iată, începem seria lansărilor de toamnă la Invitura Numira. Eu m-am fost Ana Unescu, coordonez colecția Babel, cu mare plăcere de câțiva ani. Și în seara aceasta vom vorbi despre cea mai recentă apariție din cadrul acestei colecții, care își propune să aducă pentru muzicul din România voci importante ale literaturii de astăzi și de ieri. Matias Enar, despre care vom vorbi în seara aceasta, e un scriitor pe care l-am adus pentru prima dată în România, o spun cu mândrie, cu ajutorul domnului Cristian Furaș, în urmă cu un an. Vă prezint întâi invitații noștri, care mulțumesc că au acceptat să fie alături de noi. În dreapta mea, doamna Carmen Mușat, profesor universitar, critic literar, teoretician literar, datorșel la Observator Cultural. Lângă doamna Mușat îl vedeți pe domnul Cristian Furaș, scriitor, publicist, traducător. Lui datorăm această minunată expresie a romanului în limba română. El este vocea deosebită a scriitorului francez pentru noi și în stânga mea, de asemenea, o personalitate cunoscută a vieții culturale, domnul Marius Constantinescu, jurnalist, scriitor. Acestea fiind zise, rămâne mie rolul de deschidere. V-aș aminti că Matias Enar este un francez pe care îl debutam, dacă permiteți acest barbarism, în urmă cu exact un an, în septembrie anul trecut. Îl debutam cu o carte mai mică, să zicem așa. O carte care a fost foarte îndrăgită de cititorii din România. Ea se numește, dacă vă amintiți, dacă nu vă recomand, e o lectură foarte interesantă. Se numește Vorbeștele despre bătălii reci și elefanți. E o carte în care veți găsi o mulțime de podoabe și veți descoperi un scriitor. Cartea aceasta era publicată în 2010, i-a adus lui Matias Enar premiul Goncourt de Lisea în Goncourt mic și abia Busola, despre care vorbim noi în seara aceasta, i-a adus marele premiu, Goncourt mare, 5 ani mai târziu. Despre acest Matias Enar ar fi multe de spus. Eu mă limitez acum la câteva elemente de biografie sumar. La 48 de ani a semnat deja 10 cărți, ceea ce mi se pare absolut remarcabil. 10 cărți, una și una. Aceasta este ultima, sau cea mai recentă, sperăm că cea mai recentă și nu ultima. I-a adus în 2015 concursul decernat, fără mari dispute, nici am citit. Exact în noiembrie, că 3 noiembrie s-a decernat acest premiu și aș mai face o asociație. Pe 3 noiembrie la Paris, Bernard Pivot anunța premiul Goncourt pentru Busola de Matias Enar, iar pe 13 noiembrie 2015 aveau loc atacurile de la Bataclan. O să vedeți în ce fel se leagă lucrurile acestea dacă o să citiți cartea. Noi am tradus-o acum cu ajutorul specialist, domnul Fulaș, și l-avem aici. Câteva cuvinte despre carte, foarte greu de spus, așa. Ceva e nevoie? Grosomodo, ce se întâmplă? Se întâmplă multe și nimic, să zicem așa. E un roman joycean. Suntem la Viena, e seară, Franz Ritter, îmi vine mie să citesc pe franțuzește, Ritter, ci cum zicem domnul Fulaș? Așa. Este muzicolog, om de știință, să-i spunem așa, deși el zice că e și om de artă, erudit până în modul vauaselor, pedant, cu
cu asupra de măsură și pe această pedanterie pedalează mult în art, suferă de o boală cunoscută și nu prea și se află în fața unei nopți lungi de insomnii în care se contopesc amintiri, vise, coșmaruri, o noapte în care visează și retrăiește, o noapte în care ne duce în Orientul Mijlociu, obsesia lui Matias Senar. Matias Senar, probabil că unii dintre noastră știți, este un francez care s-a îndrăgostit de arabă și de persană în același timp, spune el, și le-a studiat în același timp, căci nu a putut să aleagă. Locuiește la Barcelona de mai bine de 15 ani și predă la Universitatea din Barcelona limba arabă și civilizația arabă. Și primul lucru pe care l-a spus despre cartea lui a fost că a scris-o pentru că a vrut să combată convingător și fiind imaginile simpliste despre Orient. Acesta este cuvântul pe care l-a folosit, simplist. Frații Ritter, pe care o să-l descoperiți în cartea aceasta, se întoarce în propria viață, se întoarce în multe vieți, se întoarce la Damasc, la Teheran, la Istanbul, la Alep, acolo se configurează un episod important din roman, și se întoarce și spre această metaforă feminină care este Sara și ea o redută de cucerit, niciodată cucerită, o erudită în cultura orientală, să spunem așa, în grosso modo, și redescoperă punțile dintre două civilizații, cea occidentală și cea orientală, redescoperă un Orient pe care noi europenii nu-l cunoaștem, un Orient care a rămas configurat în mentalul nostru grație lui Said și orientalismului pomeniți în această carte adesea, un Orient care înseamnă foarte mult, într-o mare măsură, muzică și poezie. Și de la această idee aș porni dialogul nostru. Veți descoperi în această carte punți pe care nu le știm între, să zicem, muzica occidentală și cultura arabă, între literatura occidentală, ohoho, și poezia arabă, să spunem. Vă veți aminti sau veți deveni curioși în privința muzicii lui, Bizet, Wagner, Liszt, ei sunt niște personaje importante în această carte și Matias Senar deschide niște ferestre interesante pentru posibile lecturi ale lumilor lor. De asemenea, vă veți întoarce în literatura franceză a secolului al XIX-lea, vă veți întâlni cu Flaubert, vă veți întâlni cu Balzac, primul romancier european important care a inserat în literatura lui o aluzie foarte directă la lumea arabă. Pornind de la muzică, această carte înseamnă muzică în toate sensurile posibile ale cuvântului. Este ea însăși o carte muzicală, o carte de citit poate noaptea, pendelete, o carte în care se configurează o polifonie foarte atrăgătoare, o polifonie care vă face însă să vă opriți din când în când din lectură, să trageți aer în piept și să vă gândiți. Cu Marius Constantinescu, pe care îl cunoașteți ca fiind meloman, fiind cunoscător al fenomenului muzical, am stabilit să privim împreună spre legătura aceasta greu accesibilă, adică chiar inaccesibilă, dintre muzica europeană canonică, nu-i așa, că despre ea este vorba în primul rând, și ce înseamnă Orientul. Aș zice că este un bun început pentru discuția noastră, căci de la muzica v-am dus așa. Mulțumesc foarte mult, Dana. Bună seara tuturor! Cred că noi toți legăm la un moment dat anumite lecturi, anumite cărți, de anumite momente din parcursul nostru.
Eu am plecat acum o săptămână și puțin la Aman, așadar în Orientul Mijlociu, având în bagaj două cărți, Busola lui Enar și Memoriile lui Adrian de Marguerite Yourcenar. Și evident că aceste cărți vor merge mai departe în mine și datorită faptului că m-au însoțit fizic și spiritual în această călătorie. Primul meu contact, de altfel, cu Orientul Mijlociu, exceptând, dacă vrem, Istanbulul, care este Orient și nu prea, poate să fie un Orient aproape definitoriu, în egală măsură în care poate să fie o metropolă de oriunde de pe acest pământ, dată fiind multiculturalitatea și poliedrismul lui, bine să spun. Și m-am dus la Aman cu Busola lui Enar și m-am întâlnit cu niște oameni acolo cu care am stat de vorbă destul de mult despre cultura arabă, despre cultura Orientului Mijlociu, care pe mine m-a fascinat întotdeauna, de la distanță sau printr-un soi de intermediere istorică, pentru că un alt contact cu ea mai avusesem numai în sudul Spaniei, în Andalusia, unde sigur că este o expresie splendidă, dar este totuși un pic coruptă, un pic convertită de alte influențe. Și fiind la Aman, un oraș care nu este nici pe departe metropola din Orientul Mijlociu, care să dea ghes poveștii sau fantazării pe marginea a o mie și una de nopți, Aman este un oraș imens, extrem de trepidant, extrem de agitat, dar în niciun caz șarmat la acest nivel livresc, aș spune, este un oraș mai degrabă urât, pe care îl percep ca atare. În Iordania altele sunt locurile de o frumusețe indescriptibilă. Fiind la Aman așadar și vorbind cu acești oameni, ei mi-au revelat miracolul Damascului și al Teheranului, spunându-mi ei acolo că, într-adevăr, dacă vrei să simți la mod absolut și la primă mână fascinația acestui Orient Mijlociu cu toate ale lui, Damasc și Teheran sunt cele două locuri. Evident, Teheran și de la Teheran mergând mai departe, Isfahan și așa mai departe, dar acestea sunt cele două locuri în care trebuie să mergi dacă vrei să trăiești Orientul Mijlociu, cu tot bagajul de iluzii cu care ajungi în acel spațiu. Din păcate, astăzi, și Damasc, și Alep, și Teheran sunt locuri care ne-au devenit inaccesibile. Istoria a făcut să se întâmple asta și sigur că e o probă de curaj și de conștiință să nu ții cont de ea și să te duci până la urmă în aceste locuri. Eu recunosc că în momentul de față nu aș avea acest curaj. Ceea ce face Enar este să ne ofere Damascul, Alepul, Teheranul, Istanbulul, într-un mod în care nu numai că ne este foarte greu să-l mai cunoaștem astăzi, dar și într-un soi de sistem sinestezic, cum bine să spun, pentru că ele ne sunt livrate simultan pe palierele tuturor simțurilor. În această carte nocturnă, așa cum spunea și Dana, așa cum citiți și pe coperta a patra, o carte mai mult decât saturată, o carte care este exact cum este ornamentația arabă, atât de somptuoasă, de abundentă și de predispusă unei decriptări secvențiale, încât, într-adevăr, îți este greu să o ingerezi pe toată dintr-un foc. Simți nevoia, așa cum spunea Dana, să faci pauze de respirație, pentru că e o lectură sinuoasă din toate punctele de vedere, să tragi aer în piept și să o reiei, poate chiar mergând din nou un pic cu câteva rânduri sau paragrafe pe care le-ai recitit, ca să poți să ai această înlănțuire cât se poate de intactă. Acum, de ce am spus că este o carte care vine sinestezic peste tine? Pentru că ai simultan ațățate simțul văzului, simțul auzului, simțul olfactiv, simțul gustativ și tot ce altceva mai putem simți pe lângă ele.
Și asta grație felului în care Enar scrie, dar și felului în care alege să-și dozeze elementele într-un soi de, de muzicalitate. Dacă ne gândim la, la muzica pe care o auzim atunci când un șarpe este îmblânzit sau făcut să, să danseze, așa mi se pare că vine scritura lui Enar peste, peste noi, peste cititori. Într-o permanentă volută, într-un permanent gest, act de, de cucerire și de a nu te lăsa pe tine cititor să ieși din dansul pe care ți-l propune el. Sigur că e o întâlnire foarte interesantă, cu totul inedită și realizată din perspectiva unui erudit. Enar este un erudit, un foarte, foarte bun cunoscător între muzica occidentală, așa cum spunea Dana, și toată spiritualitatea Orientului Mijlociu. Și e o întâlnire care funcționează, pentru că nu mai există argumentele pentru ea. Enar vorbește de întâlniri, vorbește de Liszt, vorbește de Mahler într-un mod absolut extraordinar de convingător, dar este și, și această juxtapunere de sonorități, pentru că în mod, în mod simultan avem sonoritățile sobre și, și obișnuite pentru urechea noastră a occidentalului din muzica Europei de vest, în același timp combinate cu această, această delicatețe, această viclenie, această răsturnare permanentă de situație sau de fonem pe care o presupune muzica orientală. Este și o poveste de iubire, pentru că avem un etern îndrăgostit, un îndrăgostit de Sara, sau un îndrăgostit de muzică, sau un îndrăgostit de cultură, de filosofie, de mentalitate, dar este și o poveste de iubire dincolo de cea dintre un bărbat și o femeie, sau dintre un bărbat și o idee a unei feminități. Este o poveste de iubire, aș spune eu, a culturii. Pentru că ceea ce mi se pare mie că face Enar în Busola este să adreseze o declarație de iubire unei culturi din care nu face parte, dar pe care o cunoaște extraordinar de bine. Și pe care nu doar că și-o face a lui, dar ne-o dă și nouă într-un mod convingător. Sigur că mă întorc de unde am plecat, mă întorc la această călătorie a mea în Orientul Mijlociu, mijlocită în bună măsură și de cartea lui Enar. Evident că am căutat să văd frânturi din acest Orient livresc în ceea ce se întâmpla în jurul meu în carne și oase, și cred că la un moment dat am fost atât de convins și de cucerit de ceea ce scrie Enar, încât am reușit să văd un Orient al sinuozităților, un Orient al caligrafiei, un Orient al fumului din diverse opiacee. Chiar alesesem un fragment foarte frumos, poate că o să-l citim puțin mai încolo, în care Enar descrie ce înseamnă să ingerezi opiu după metoda iraniană, și e foarte, foarte frumos tradus. Felicitări, ar fi trebuit să încep cu felicitări pentru traducerea cărții. Este numai una dintre, dintre secvențele în care îți dai seama că, într-adevăr, traducerea este și în cazul lui Enar esențială, și ceea ce primim noi este o traducere de cea mai bună calitate. Deci reiau în acest fel în care opiumul intră, își face loc, se vălătucește în, în mentalul nostru și în organismul nostru până la urmă. Cam așa s-a întâmplat în cazul meu și cu cartea lui Enar, cu Busola, și, cum spuneam, a reușit să mă convingă de veridicitatea unui spațiu, chiar dacă eu eram în el și nu-l vedeam în acel moment. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Mă leg de ce ai spus tu, că iau ideea și m-aș îndrepta spre ceilalți invitații noștri. Spune Marius că avem aici o poveste de iubire. Ați zice chiar că avem mai multe povești de iubire, una mai concretă, una mai abstractă, și
o iubire pentru o femeie și o iubire pentru o lume, să zicem. Și ar zice că e și povestea unei obsesii care se derulează în fața noastră într-un mod joycean, declarat joycean, obsesia Europei pentru Orient, care s-a întețit în secolul al XIX-lea, cum învățam la școală, și s-a adâncit din ce în ce mai mult. Obsesia pentru niște poduri între niște lumi, poduri care au fost, ar fi putut să fie în continuare, dar s-au prăbușit. Greșesc? Nu greșești. Chiar mă gândeam că romanul acesta este, de fapt, un roman al identității ca explorare a alterității, al identității personale, al identității europene, ca explorare a celuilalt. E un roman despre acceptarea alterității, de fapt, ca parte integrantă a sinelui. Un roman de dragoste, da, în ambele sensuri. Dragoste față de o femeie, dar și dragoste pentru o lume care se descoperă și care își descoperă farmecul pe măsură ce este înțeleasă. Aș spune că există aici mai multe obsesii, una dintre ele fiind aceea a frontierelor. Pentru că Franz Ritter vorbește la un moment dat în acest discurs joycean într-un fel, da, în fond totul se petrece de-a lungul a 7-8 ore, de-a lungul unei nopți de insomnie, în care memoria personală și memoria culturală se suprapun, se intersectează, generează, de fapt, povestea, o narațiune care are o structură muzicală și mă gândeam că, de fapt, e în permanență punct-contrapunct. E o structură care te absoarbe, te întorci mereu de unde ai plecat, avansezi, te întorci din nou pe un alt nivel, dar temele revin în permanență. Spuneam că există aici o obsesie a frontierelor, a personalităților de frontieră. Kafka e unul dintre ele. Și revine sistematic Kafka în povestea personajelor, dar și a orașelor pe frontieră. A orașelor în care coexistă mai multe lumi, mai multe culturi, mai multe mentalități. Și nu e vorba doar de orașele menționate aici deja, Damascul, Alepul, Teheranul, Istanbulul, ci și Viena sau Parisul, Europa și Orientul care se întâlnesc în paginile acestui roman. E un roman în care nu doar Franz și Sara ne rețin atenția cu povestea lor de iubire. E un roman în care Balzac sau Berlioz, Beethoven și Stendhal, Thomas Mann, toți devin, de fapt, personaje. Și cred că asta este iarăși unul dintre extraordinarele aturi ale romanului lui Matthias Enar, pentru că vorbește despre mari personalități, despre
personalități culturale sau personalități istorice. Napoleon este iarăși unul dintre personajele lui, dar o face cu dezinvoltură, fără cultura, erudiția, e topită în pasta ficțională, în pasta narrativă, astfel încât nu ai nicio clipă senzația că autorul face paradă de erudiție. Nu, își pune la bătaie erudiția pentru a spune, de fapt, povești de viață. Toți cei pe care i-am menționat înainte, Kafka, Freud, lista e foarte lungă, Wagner, Liszt, nu sunt aici, în primul rând, marile personalități, ci sunt oameni care au trăit, care au descoperit Orientul și pe care lumea orientală i-a modelat în așa fel, i-a influențat în așa fel, încât la rândul lor au determinat o schimbare, au inventat ceva la intersecția dintre lumi, dintre Occident și Orient. Povești de viață, spuneam, drame personale, într-o narațiune care urmărește în acest mod foarte sinuos, de fapt, gândurile unui om care află că are un diagnostic, nu știm ce fel de diagnostic, știm însă că e vorba de o boală complicată, nenumită. Și acest anunț determină o reconsiderare, o rememorare a unor momente care au marcat destinul personajului narator. Cred că e o poveste care are darul de a crea dependență. Mărturisesc că am început să citesc cartea și, sigur, e și meritul traducătorului, care a știut să găsească ritmurile acestei proze, care de foarte multe ori are atributele unui poem în proză. E o proză care creează dependență, e o proză care te absoarbe în lumea pe care o creează și te obligă cumva să meditezi la destine și să meditezi mai ales în această lume în care trăim, în care de cele mai multe ori celălalt, cel care e diferit de noi, e privit cu suspiciune și cumva pus la index. E o carte care te determină să te gândești că dacă suntem ceea ce suntem, este și pentru că în noi se întâlnesc mai multe lumi. Diferența, alteritatea, toate acestea sunt elemente fundamentale în definirea propriei identități, a propriului sine. Și cred că asta este una dintre, să spunem, lecțiile, unul primele cuvântul lecții, pentru că nu e nimic didactic în această carte, nimic de zis. Dar una dintre concluziile acestei cărți, acestui roman, este că distrugem foarte ușor ceea ce s-a construit, distrugem punți, distrugem oameni din pricina fricilor noastre. Frici absurde, frici
nemotivate, care îl transformă pe celălalt, pe cel diferit, într-un inamic potențial. Și cred că e un aspect la care această carte minunată ne îndeamnă să ne gândim. După ce a lucrat câteva luni, nu-i așa, domnul Fulaș, la traducere, sau un an, sau după ce a stat închis în laborator, traducând acest roman în care o busolă arată estul, nu-i așa, o să citiți, o să vedeți mai exact despre ce e vorba, avem o busolă care arată estul, o metaforă superbă, da? Găsită la Bonn, da. Sunt tot felul de preje în cartea aceasta. Cum v-ați lăsat sedus? Le-ați ocolit? Sau erudiția, de exemplu, mi se pare o capcană să fii atât de erudit, să faci o etalare de erudiție, să fii o structură enciclopedică și să fii nedidactic, cum spunea doamna profesoară mai devreme. E o reușită. Matias Senar are multe reușite în romanul acesta. Ce rămâne? Cum credeți că își prinde cititorul în această și ce fel de cititor? Ca traducător și ca scriitor deopotrivă. Vă răspund întâi la asta. E o lecție de dramaturgie în carte, pe care trebuie să o vezi ca să o înțelegi. În mod normal, un narator mai standardizat așa are tendința de fiecare dată când introduce o idee nouă să pună paragraf. Devine didactic. Oricât ar fi el de... cumva e didactic. Enar a găsit soluția la mijloc și undeva între două farfurii de ciorbă apare Beethoven. Și atunci e mai ușor de ingerat. La un moment dat stă de vorbă cu Thomas Mann. Pe mine asta mă traduceam și râdeam. Domnule Thomas Mann, domnule Thomas Mann. O ține așa câteva pagini bune. Nici nu mai știi o vorbă mai... nu știu dacă nu cumva face mișto. Mă gândeam de multe ori, băi, ceva nu... ceva parcă e prea greu de... dar totul e greu. Iei cartea și am citit-o înainte, din fericire, cam știam în ce mă bag.